Dar era o chestie... Iar la îndemână a fost mai ușor așa, că ați văzut un visos cel. Aria triunghiului de DKB apare ca proiecția lui DFB. E umbra. Și atunci, aria proiecției egal cu aria și este un cosinus unghiului diedru. Deci unghiul făcut între planul de jos, de BC, și cu planul DFB. Deci, unghiul făcut de D, F, B și cu D, C, B este asta de 45 de grade, că OC este cât F, O, OC, parcă am zis. Deci, F, C da, este cât OC. Da, 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 da. Adică unghiul ăsta e de 45 de grade. Și atunci spunem, aria triunghiului D, B, C, D, B, C, da, care e umbră, este area triunghiului DBF. Area triunghiului DBF. Ori cosinusul unghiului de 45. Da, asta chiar că nu cred că ar fi știut. Nu ar fi venit. Noi ne-am luat pe o piste mai ușoară. Da, bine, dar suntem luat în calcul. Uite, uite acum. Eu vă dau și o altă idee. Da, alte idei. E simplu. Mai grea, dacă știm asta, că DKB e proiectat, cine e proiecția lui triunghiului DBF? Proiecția lui DBF, adică umbra lui DBF, este DKB. Da? Asta este proiecția. Și mă uit, eu mă uit așa, că stă așa și văd umbra acolo jos. Și area umbrei este area triunghiului de aici, ori cosinusul unghiului. Cosinusul unghiului, care e mai mic decât unul, totdeauna cosinusul e mai mic decât unul. La final de cadrul de sigur că așa este, faci și se micșoreze cu asta. Că asta e mai mare. Da, și ăla e mai mic. De ce am spus? Că area triunghiului care e dintre ca proiecție, da, egal cu area triunghiului ce se proiectează, ori cosinusul unghiului dintre ele. Da, și unghiul dintre ele de 45, corect. Și acum, area lui DBG, eu știu, o pot afla repede. Care îi depăgâi jumătate din pătrat. Corect. Și îi la a doua pe 2, adică 16 pe 8, și zic cu 8, este egal cu aria triunghiului D, B, F, ori capital de 2 pe 2. De unde se poate de aici, care mi interesează, aria lui triunghiului D, B, F, este egal cu 16. 16 pe radical din 2, da? 16 supra radical din 2. Facem analizăm și... Deci 16 radical din 2 pe 2. Și un radical din 2. Și face un radical din 2. Deci alte idei. Deci alte idei, o soluție mult mai rapidă. În loc să aflați la probleme, nu știu ce, și cu când înălțimea și la 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 la. Haideți să ne bucurăm de orice soluții pe care o putem găsi. Și aia, poate... Sigur. Asta e pe formulă, nu? Păi da, este o formulă. Dar îi poți să nu sunt unghiul dietru, adică unghiul făcut de cele două... Trebuie să o numărăm. Și aia, ai reușit să o calculăm, Maria? Să ieși aia? Da. Deci aia triunghiului... Asta e foarte important, da? Aia triunghiului umbră, triunghiul umbră, egal cu aia triunghiului a cărei umbră... Proiectat, da, așa. Oricum, și sunt unghiului. Da? Area proiecției egal cu area triunghiului, oricum, și sunt unghiului ele. Asta e area proiecției. Că proiecția triunghiului DFB e DKP. Deci după e latura comună și care este, a zis că e un piedru ăla, nu? Da. Ce înseamnă un piedru? Pe unghia, pe dreapta comună, pe dreapta de intersecție, ducem perpendicular în cele două, da? Adică găsim un punct deștept, adică O. Un punct deștept de unghia comună. Adică O, cazul nostru. Cazul nostru O. Și în punctul ăla ridicăm perpendicular în cele două plane. Adică nu perpendiculară pe D, B, O, F, asta deșteaptă. Și O, C, iată și perpendicular la planul de jos. Corect.
Și ăla e un ghiulier. Și ăla e un ghiulier. Și 45 pentru că are 20 comuni, corect. Da, sigur. Deci rapid și atunci are foarte soluții. Și la ce? Ce? Scris. Măsura unghiului trebuie să ne dea 75. Plan E, B, D. E. B, D. B, D. Ăsta. E, B, D. Facem conjugulare? Da. F, B, D. F, B, D. Păi tot B, D e la tura comun. Păi da. O nimi e cu F. E cu... Și cine să mai mergi? E cu F. Dar de ce? Așa mă zic și eu la momentan. Abonat din E să duci în mod perpendiculară pe D, B și pic exact în O. Nu. Și eu. F, B, D. Și eu, pic în O. Pic în O, pentru că trebuie să facem, trebuie să-l dăm pe E, D, pe E, B să fie congruente. Sunt congruente. Da, și da, F, da, F, F, da, 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 F, ai zis că ăla e bun? Da. Și ți-mi ai dat problema cealaltă? Da. Uite, ăsta, eu o știm, e o perpendiculară din motive foarte clare, perpendiculară pe D, B, și la fel F, O, e perpendiculară. Și atunci unghiul dendru dintre cele două perpendiculare este ceea ce căutăm noi. Exact, e o F, da? E o F. Deci trebuie să arătăm că e o F, este cât de? 75. Dacă o să arăt că vecinii ăsta de aici și cu ăsta de aici, care știu că e 45. 45 cu 75 ar veni 120. Da, ăla e, ăla e, deci trebuie să aflu unghiul de aici acum. Da, ăla e de 60 înseamnă. De ce? Dacă arătăm că ăla e de 60, gata, ăla e de 75. De ce? Nu știu. Păi, noi și nu suntem în planul E, A, C, F? E, A, C, F? Aaa, ne-am zis într-un plan. Sigur că da. În planul E, A, C, F, îmi permit să spun aici că unghiurile astea sunt, nu? Suma unghiurilor fac aici 180 de grade. Da, adică... Și eu dacă l-am făcut pe ăsta... Păi, E, O, C, vreți la plan? Păi, E... Cât e E, O? A. E o cât e o mirare? Ați calculat-o? Nu, haideți să vedem repede. A, E, O, cu poate... Păi E, A, o știu că e 3 la 6. A, O, o știu. A, O, și jumătate. Tot 2 la 6. 2 la 6, 2. Hai să... Nici nu mă interesează asta. A, O, ideea e 3 la 2. Și E, O, e 3 la 3. Mă gândesc să aplic tangenta, ca să treci după ăsta două deodată. Da, așa facem, tangenta. Dar O, îi supresc imediat, că e 2 la 2. Dar nu A, O, mie una. Eu vreau unghiul. Unghiul ăla, să vedem. Și zic, tangenta unghiului E, O, A. Da. E, O, A. Egal cu cateta opusă. Adică E, A. Cateta da. Alăturată, nu? Tangenta. O pusă, doi radical, adică să zicem noi, e A, ca să trebuie toată lumea. E A. Supra A, O. Supra A, O. Și egal cu E, A, care este doi radical din 6. Supra A, O, doi radical din 2. Și doi cu doi se duce. Și face aceasta radical din 2 radical din 3. Rămâne mai radical din 3. Da? E adevărat să zic, să le iau ușor, radical din 2, radical din 3. Da, da, da. Supra radical din 2. Da. Simplificăm și face radical din 3. Da. Radical da. Din 3 și zic, tangentă de cine e radical din 3? De 60 de grade. Mm-hmm. Deci tangentă... Deci de aici rezultă că unghiul căutat e o măsura. Măsura lui e o a. E, O, A, 60. Egal cu 60 de grade. Și cu măsura lui F, O, C, e 45, iar... Și cu măsura lui, se submăsura lui F, O, C, F, O, C, egal cu cât cu 45 de grade. Rezultă atunci, prin diferență, măsura lui E, O, F, măsura lui E, O, F,
egal cu 75, 180 minus cele două, 180 minus 105 și egal cu 75 de grade. Mergeam tu aici, ai făcut cealaltă punctă? Ce? Ai, dar știi, nu era... N-ai făcut, da? Ați mai făcut 5 puncte și aici. Da, am făcut. Am făcut pe ce ori, am făcut și cu 5 puncte, de ei, da. Da. Ce vreau să vă zic? Nu trebuie să vă descurajați. Trebuie să înțelegeți că cu cât veți lucra mai mult, veți începe să aveți un anumit orizont asupra ceea ce înseamnă matematica. Și eu sper, în fiecare oră sper, în orice oră care trece, sper că vă mai aduc încă un pas spre ce înseamnă înțelegerea corectă a matematicii. Că acest efort care îl faceți voi, nejustificat, memorând formule, ținând cont, nu știu ce, nu știu cum, el, acest efort, nu vă este de folos. Nu reușiți să prindeți firul roșu. Și vă ajunge și la momentul acela de deznădejde, de tristețe. Spui, măi, dar înseamnă, eu nu pot. Ce înseamnă? Nu. Nu poți pentru că nu știi să înveți. Faptul că atâta s-a insistat. Și școala românească, din păcate, reforma mea este maximă. Școala românească invită copilul la un efort continuu spre memorare. Nu întâmplător mă aflu aici. Nu întâmplător a apărut proful online. Proful online a apărut datorită revoltei pe care a crescut în mine zi de zi. La catedră, stând acolo și văzând ce tortură imensă se produce asupra intelectului copilului, atunci revolta mea a fost atât de mare. N-am asumat acest risc. Am citit formula asta, ați văzut că istoricul meu. Deci sunt cel care am stat de vorbă cu toți miniștrii învățământului și le-am spus, fraților, să prăbușește învățământul la o ziua alta. Sigur că nu am fost înțeles și a ales soluția cea mai proastă, aceea care a fost îndepărtată. Dar nu-mi pare deloc rău. Pentru că am reușit în clipa asta să creez pe internet ceva care este imens. Astăzi a trăit o bucurie imensă. Tot așa, bucurie de proporție. Eram la Albine, știți bine că lucrez acolo ziua, și mă sună o fetiță. Eu curam în mână acolo cu ce lucram. O fetiță. Vocea îmi spune un copil. Da, sunt în... Bună ziua, domnul profesor online? Da, dau seama. Zic, eu sunt profesor Ursula. Știți, eu am o problemă. Sunt în clasa a treia. Din Timișoara. Nu din România, zice-te. Sunt din România. Și până mă zic, băi, îți spune din ce... Ce localitate? Din Timișoara. Și spunea ce problemă are acolo, sfârșit, dar îi spune, uite, că eu nu am cum să te ajut acum, sunt așa. Dar tu o să vezi, te duci la prof online și vezi acolo lecții de la clasa a treia, că am făcut o serie de lecții. Dar eu am problema mea. Super! Adică spune-mi, dacă ce găsesc eu acolo, dar eu am o problemă mea acum. Și când o ai, eu întreb. Păi eu am luni. Până luni, mai muncești tu să vezi când am putea să o faci. Dar mâine, eu intru în direct la clasa a treia și mă poți vedea acolo. Și o să vii cu problema ta, mă suni, și la tablă îți voi rezolva problema. Așa bucuroasă, vă mulțumesc tare mult. Vă mulțumesc mult, mult de tot. Mă ajutați. Da, că mă ajutați. Mii și mii de copii, mii și mii de copii, sunt cei sute de mii de acum, care urmăresc lecțiile acestea de noastre. Și mă urmăresc cei ce părinți, bunici și oameni mari și sunt încântați de faptul că eu comunic și o anumită atitudine pe care trebuie să o ai în fața problemei. Deci nu mai simpla rezolvare. Bine, nu mă interesează asta. Ci mă interesează ca voi să știți că puteți, să știți că trebuie să munciți zi de zi și că în clipa în care te încearcă sentimentul de putinței, te-ai prăbușit complet. Nu o nereușită
trebuie să schimbi comportamentul, ci trebuie să te ambiționezi și mai mult trebuie să schimbi altfel să învăți. Că dacă așa, învățând în felul ăsta, muncesc foarte mult și am rezultat mai puțin pe măsura efortului depus, înseamnă că altfel trebuie să învăț. Și acest altfel trebuie să învăț, trebuie să înțelegem noțiunile fiecare clipă. Și nu știți ce bine face să spuneți așa, acolo n-am înțeles. Tu mi-era, ce nu să mai faci? Mai puțin faci tu Maria, mai puțin și tu Adi. N-am înțeles acolo, nu trebuie trecut peste o chestiune, că obligându-mă pe mine să mă fac înțeles, de fapt facem un lucru spectaculos pentru cei care ne vor urmări filmul ăsta. Da? Deci nu trebuie să aveți stare de jenă. Din contră, eu am repetat încă o dată și eu atunci, bă, trebuie să găsesc altă al limbaj, altfel să mă exprim. Trebuie să găsesc o soluție care să-i fac să-i conving. Dar să se zic și de două, trei ori. Și de patru ori, repet, până când mă conving eu că ați înțeles. Deci, mult, să nu vă încerce sentimentul acela de uș, atât am muncit și nu am rezultat, că aceea care... Pentru că încă sunt goluri foarte multe. Goluri multe de a compreși. Da. Altceva? Deci, problemele le-au terminat, asta a fost. Da? Deci n-au fost... Ia zi, au mai greșit la lucruri simple. Da. Lungimea era 100 pi, să determine el. Da. Sau aveau niște numere într-un interval, între care era și cifra 0 și trebuia produsul. Se zice clar că produsul era 0. Nu minut, 2 ori. Deci se facă produsul din intervalul minus 3, 2 și era minus 3 ori minus 2 ori minus 1 ori 0 ori 1 ori 2. Și era 0 tot produsul. Și am greșit amândouă. Mai e da minus 2, ție ți-a dat cât ți-a dat? Minus 12. N-am plus 0. Deci a sărit doar 0. Da. Sunt toate numele de acolo din interval. Este ascuns în chestia asta. Vezi tu că și 0 este acolo. Ce ai o greșeală din atenție și o asumă. Da. Din neștiință, din atenție. Pentru o greșeală de asta e fiecare 5 puncte, jumătate de punct. Deci în total e un punct. Acum, de ce trebuie să înveți din asta pentru evaluarea finală? Pentru că asta nu vă pune nicăieri, nu... Da. Adică ce să le facem acum? Au greșit? Hai să vă mai spun ceva. Eu am... Sunt întâmplător, am tot intrat în sistemul polizuit. Vedeți? Printr-un simplu examen, un simplu test, riști ca tu să nu te afli într-o stare bună acolo. Fii sănătate, fie nu știu ce, fie etc. Fie o indispoziție, fie nu, curba lui Gauss acolo, nu prins tu vârful cel mai bun. Și atunci este incorrect ca pe baza simplului acelui examen să tratezi complet toată... Dar așa a fost mai totdeauna, examen adaptat la facultate și așa mai departe. Unii au, încă ceva, unii au o putere de concentrare în momentele în care stă strânși ușa, extraordinar. Vă rog să mă credeți. Vă spun cu toată, convingerea. Deci eu mă mobilizez foarte tare în situația în care acolo sunt pentru prima dată. Deci când nu știu, și m-am mai dat un exemplu, parcă v-am spus odată, în primul meu examen, în anul întâi la facultate, aveam o teoremă pe care am pășit-o continuu. De la prima mea sesiune, am pășit-o și aceea mi-a picat. Așa se întâmplă cu mine, da. Știam tot cursul. Exact, ce înveța aia. Da, știam tot cursul pe excepția acelei teoreme. Și când acolo m-am aflat, am zis, ce de făcut? Dau biletul, să încerc altul? Era o soluție, dar eu eram fără experiență și cum noi pe cea nu știam, însemna că dând biletul, îmi scădea un punct sau nu știu cât îmi scădea și era o soluție bună. N-am făcut așa. Și am abordat-o cum? Crezând în mine. Și am zis că poate ofendez profesorul. Erau trei chestiuni pe bilet și a zis că încep cu, îmi dați voi, dar să încep cu subiectul al doilea și al treilea și le-a răsat prima chestiune. Noi eram șapte ori la tablă acolo, pe tablă, erau 4-5 table, eram împrăștiați. Și am făcut primul de perfect, al doilea perfect, al treilea perfect.
Și am zis, hai să mă duc cu carnetul. Am zis că presez chestia asta și zice, da, 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 aveți chestiunea aceea, toată și ursul. Așa că ești din împăcătură. Ce să faci? Dar zice, aici perfect, nu mi-amintesc enunțul. Da, dar nu mi-amintesc enunțul. Teoretic, știam teorema aceea. Nu știam enunțul. Că e mici, măcar nu l-am citit vreodată. Nu știu enunțul. Haideți și vă ajut. Fie, nu știu ce, nu știu cum. Adică îmi dădea ipoteza. Enunțul, teorema, înseamnă ipoteza. Și până îți cere să se arate că... Și când ea a încercat doar așa să-mi sugereze, crezând că eu mă apropii, o văzut până la un moment dat toată teorema. Și acum zic, băi, gata sunt. Acum sau niciodată. Și ipoteza am stricat-o și am stricat-o și am stricat-o. Concluzia am stricat-o și am stricat-o. Și am undeva, acum trebuie să lipească aici. Dacă eu știam tot cursul, mi-a fost ușor să fac chestia asta. Când am terminat tot, tabla plină, tot așa, vine profesoara să uită. Tot cursul, dar tu mi-ai luat teorema asta. De unde e demonstrația asta? Zic și eu, Roșculeț, Niculescu, de acolo, toată bibliografia care o avem. Nu, zic că știu toată. Nu-i de acolo, nu-i din dincolo, nu-i nici dincolo. Să zic, ea mea, mă credea și ea. Nu. Și atunci ea face efortul maxim să uită din nou de un cap la altul și sesizează că eu am făcut lipitura un pic forțată acolo. Și zice, da, aici sunt cărții de încolo, colegi, și dar totuși ceva în cărții acolo. Deci, no. Pur și sigur, nu se prea. Nu, da, se mai citeți. Deci, am luat nouă, într-un moment de panică, un subiect, așa, dar ce am vrut să vă spun? Așa mi s-a întâmplat întotdeauna. Deci, în momentele foarte grele, mă mobilizez foarte tare. Păi, vezi, în loc de 6 și am luat 9. Da, deci, no, păi, da. Asta înseamnă mobilizare să te mobilizezi. Ce știam? Pe ce mă bazam eu? Mă bazam că cursul știam în totalitate. Nu mai știam teorema aceea, din mijloc. Dar aceea se baza pe noțiune din urmă. Ei, eu am făcut conexiuni, mi-am zis, băi, asta îmi cere, asta trebuie să fac eu, fac așa. Vă spun asta pentru că voi și voi, la rândul vostru, trebuie să aveți acest comportament. Încrederea asta în voi. Este superbă. Dar în viață, în orice împrejurare, cât vreme crezi în tine, faci lucrurile aproape imposibile. Aproape imposibile. Dar tot timpul cu angajament total. Și nu mergeți pe memorarea asta excesivă. Excesivă. Deci asta va juca și vă joacă feste. Când făceam și anul trecut, îți mai arătam cu sinusul de 30 de grade, deci este 1 pe 2, deci așa. Nu v-ați uitat cu drag la mine. A spus, băi, lasă-ți că le învăț mecanică. Sinus 30 de grade, 1 pe 2, cât și ala croșe. Dar trebuie să prindeți. Vreau să muncesc și mai mult. Da? Și mai mult. Și cu mai multă forță. Și cu mai multă determinare. Dar în aceeași să înțelegem în fiecare. Matematica așa memorată în lei de 2 lei. Deci trebuie să înțelegeți. Vreți să mă întrebi ceva? Maria, vrei să mai facem cu problemă din ta? Aveți ceva ca nimeni? Nu, sunt o supoziție. N-aveți temă? Nu. Am făcut tot din Biblie. Din care? Din care? Da, tot. Nu mai știi. Ai făcut-o pe toată? Da. Care? Am făcut-o. Ah, muncea. Da, de fapt. Am făcut-o de profesor atunci, nu mai am făcut. Da, nu mai am. Da, e problemă de geometrie mai care. Păi dacă nu mai e bună, ce să le facem? Da, acum trebuie să vedem și iau și starea asta. Nereușita e o marcat, să zicem. Ei, dar nu au făcut în totalitate acum cât eu
7, 8 au făcut. Sigur că da. 9 unii. Dar se putea, se putea. Putea de 10. Chiar de 10. Deci fie persoană, după atâta muncit la lui, trebuia făcut de 10. Și la prima parte nu trebuia o specia. Să le ia și la intervalul ăla cum trebuia. Deci să înțelegem doar asta din testul acesta, să înțelegem că trebuie și mai mult muncit și nu ne mulțumim așa. Vedeți, acum, dacă se dă prima parte așa cu subiect atât de ușoare... Dar mi-a zis că nu s-a putut concentra. Da. Spuneți, dar vreau să spun, urmează să zici, păi dacă așa ușoare sunt, țin barbari, o să muncesc. Dar tu ce zici că de ce? Subiectul 2 nu poți să fie ușoare, subiectul 2 e adică tot un pic. Subiectul 2? Ca subiectul 1 nu. Subiectul 2 a plat mie de așa o expresie, nu poți să fie. Deci merită, merită să acordăm tot timpul atenția cuvenită. Și cu cât lucrăm mai diversificat, prinde cât mai multe lucruri. Rămân la părerea că în toate lecțiile care le vom face, eu o să mă duc, atunci când se zidez o slăbiciune, să mă duc pe orizontală să clarific lucrurile acelea. Da? Dacă întâlne modulul, hai să facem câteva chestiuni cu modulul mai multe. Hai să vedem la nu știu ce. Și atunci o să ne fixăm. Mâine, dacă facem la 4 jumătate cu Daria. Așa. 4 jumate și să facem cu... Hai zis la 6 jumate. La 2 jumate, 3, la 2 jumate, 4 jumate, da? La 4 jumate. Da, și dacă facem la 4 jumate cu Daria, ați zis. Da. O să facem până la cât, tot așa facem pe aici, la 7? 4 jumate, 5... Hai, adu-ți zi. Hai. La revedere, vă mulțumim că ați numit profan și vă dorim în seara plăcută în continuare. Ne-ai dat de la 6.